este vizită la noi pe live. Câte gadgete aici? Nu, salutați-o pe Rusana. Dacă vreți să-i puneți o întrebare la mine pe live, că voi obișnuiți, puneți-i acum. Da, bă, cât e, mă, ea? Da. A, era, 300 de erau 300 ceva, dar nu asta e important. Mă întreba lumea de relația voastră, mă. Da. Da, auzi, să pun fața, că ce este. Să pui tu fața. Mi-e frică că mă jură lumea dacă ți-o pui. A, da. Da, da. Avem pauză la firma aia, acum stau puțin cu voi și mă duc să mă schimb. Frumosule, frumosule. Păi să știți, Daniela Șerban, să știi că am văzut niște chestii, unii chiar pe ei, doar pe ei urmăritori. Și tot îi ridică slăb niște urmăritori, Doamne, ce mai urmăritori, pe așa urmăritori eu nu vreau. Andreea, da. Parcă erai supărată, ce faci acum? Eu? Da, dar nu erai supărată mai devreme. Ba da, dar am decis să nu mai fiu, mi-am impus. Ah, ce frumos. În casă puterea dragostei. Salut, bună, să... hello, bună. A venit gagicarul casei. Bună, susținătorii Cătălin. Ce? De ce le spui că sunt supărată? La nu trebuie să le spui, sunt chiar foarte... Era puțin supărată mai devreme, dar acum suntem în casa puterea dragostei, aici supărările nu țin foarte mult și toată lumea ba este da, veselă. Ce preză, ai Cătălin. Ba da. Ce s-a întâmplat? Ca și cum așa! A văzut ceva pe live? Deplasat? Dar tot eu... Ba, ia vezi să nu cazino! Cazino, viva o mar! Nicoleta 24, fit! Vrei să vii pentru mine la puterea dragostei? Să vină toate fetele la puterea dragostei! Să-și găsească adevărata fericire și adevărata iubire. Te pupă soarta. Aoleu, soarta, viața mea, de asta nu se costă. Hei, bro. Cătălin? Yes. Are you ready? No. Why? In 5 minutes. Four. Four? You are my brother. Okay. Par puțin arogant la televizor, dar noi nu avem cum să știm de fapt, pentru că noi cunoaștem realitatea. Mi-ar plăcea tare mult să văd o relație, să văd atunci cum o să te comporți. Eu am problema asta de mult timp, nu de acum și în viața de zi cu zi. Multă lume mă consideră arogant, multă lume mă consideră figurant. De ce? Vă și spun de ce. Pentru că mie nu-mi place să-mi fac prieteni noi. Mie nu-mi place să mă duc undeva, nu-mi place să mă bag în seamă cu oamenii aiurea, nu-mi place să caut prietenii aiurea. Am zona mea de confort, am oamenii mei lângă mine cu care umblu, cu care interacționez. Dacă cineva mă oferă respect și vrea să mă salute cu mare drag, îl salut înapoi și ofer același respect. De multe ori oamenii nu oferă respect. De ce să le ofer eu respect dacă ei nu oferă? Dar voi, prin live-urile mele, cred că v-ați dat seama că nu sunt arogant. Nu știu, încerc să răspund tuturor. Dacă nu i-am răspuns, nu i-am începe să mă jure. Asta mi se pare deja aberant. Bună, 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 bună. Ești cu el, Doamne. Deja mi se ridică părul și mai tare în calul meu. Nu mai bag capul, dar aș vrea ca de azi înainte oamenii când intrai să nu mai pronunțe numele ei. Pa, 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 te pup, pa, pa. Enache, Gabriel, te salut, te salut, Mihaela, te salut. Gabriela Boroleanu, mulțumesc frumos, apreciez. De fiecare dată când aveți televizorul, Teona, mă vezi mâncând. Păi stai să-ți spun ce se întâmplă. Acolo se taie la montaj. Voi vedeți foarte puțin de cât se întâmplă în casă. Gândește-te să stai 14 ore într-o casă. Eu care fac salut și mănânc de 5-6 ori pe zi, ce crezi că pot să mănânc? De 2 ori de cât? Sau de 3 ori? Mulțumesc tuturor pentru susținere. Văd aici, eu te susțin. Mulțumesc. Apreciez.
Monica Florina, ce face Oana? Mi se pare că mai mi-ai întrebat și ieri. Mai ești cu ea? Nu, nu mai sunt, dar nu știu despre care Oana vorbești. Am avut mai multe Oana în viața mea. You are handsome, bro. Mulțumesc oricum tuturor pentru apreciere. Acum o să trebuiască să închid, pentru că trebuie să merg să mă schimb și să intrăm în casă, bine? Vă pup pe toți și vă mulțumesc că m-ați urmărit și că ați fost alături de mine. Să aveți o...